Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum vedeți peisajul, cred că recunoașteți, sunt la Ion Șmecheru și am venit să mai filmez de data asta ceva mai special cu el și ceva mai serios. Vrem să facem ceva bun pentru Ion și vrem să-i construim o casă. Cel puțin eu asta vreau să fac pentru el, de asta am venit astăzi aici. Mă întâlnesc și cu el și oricine vrea să contribuie cu, nu știu, cu o mână de lucru, o mână de ajutor ne prinde foarte bine, cu un sac de ciment, cu o vizită, cu un cadou de casă nouă, cum ar veni, pentru că vrem să facem o casă nouă, e binevenit absolut orice ajutor din partea voastră. Noi de astăzi dăm drumul la treabă. Ioane, vine până aici, tati. Da, da. Ce faci? Da, pai, ui. Noroc. Tot cu treaba. După tot cum știți, Ioane e un om foarte harnic. Și pentru că ați văzut felul lui de a fi, pentru că ne face pe toți să râdem și ne dă o dispoziție foarte bună, eu zic că mai mulți ar trebui să luăm exemplul lui ca om, pentru că deși nu are foarte multe averi materiale, ca să zic așa, el e mereu fericit și cu zâmbet după buze. Da, da, da. Eu zic că așa ar trebui să fim fiecare dintre noi și pentru asta merită cei mai buni din partea noastră. Da. Ioane, eu mă duc să văd locul ăla acolo, la Gârbova. Da, la Gârbova. Cum să fie casa? Mare, mică, cu piscină, fără piscină. Ce vrei să bagi în ea? Nu, ce să bag eu în ea? Ce să bagi? Gagici mai bagi sau te faci băiat cu minte, rămâi cu Simona? Rămân cu Simona. Rămâne cu Simona. Cu Simona. E și băiat cu minte, l-ați auzit. Ai, perfect, nu trebuie 20 de muieri. Rămân cu Simona, asta e muierea mea. Trăiesc cu ea împreună până ce mor. Dar nu te mai certat cu ea de data trecută? Nu mă mai cer, n-am de ce. Nu ți-o mai făcut figuri? Nu mai făcut. Când ai venit de la București, ce-o zis? Ce să zic, mă prins în brață. Așa da. Nu mai ai tot luat de alea. Nu. Ai perfect atunci. Atunci hai să beau și o bere cu tine, dacă tot suntem aici. De fapt, eu tot timpul când vin la mine deschid câte o bere cu el, dar până la urmă tot îl bea și pe mine. Deci poți să le bei pe amândouă. Mai luăm, dă-le încolo. Hai, noroc. Mai luăm, noroc. 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 Doamne ajută proiectul ăsta să fie de bine și să fie de durată. Da. Ce lucruri am făcut? Te-ai murdărit. Ui, am cărămat la aici, pe la porții ăștia, na. Cu treaba ăștia. Tot cu treaba. Noi, da. Băi, deci vedeți, Ion, și băiat harnic, și te face să râzi, mereu cu zâmbetul pe buze. Băi, dacă nu râd, vreau să plâng. Păi da. Trebuie să fiu voios, ca toți oamenii. Corect. Râd, glumesc, degeaba tot stau supărat, n-am de ce. N-ai de ce. N-am de ce. Trăiesc cu ea până ce mor. Până ce mori. Până ce mor. Nu mai lași. Nu mai lăs de lângă mine. Bună, rea, ea mie. E nevasta ta. E nevasta mie. Foarte bine. Dar ea unde e acum? E la Gârbova. La Gârbova. La tine acasă acolo? E. Uh-huh. Lasă că n-am, acum mă duc acasă, dar trebuie să mai trecem, să mai facem cadeul de la. Păi ia, te lac. Eu plăcut cadourile. I-a plăcut? I-a plăcut noaptea aia. De ce n-a luat-o și pe ea? Așa au zis? Doar șeful invitatul să vie cu mine aici. Da, și de ce nu a vrut? Nu a vrut să vii. Nu a vrut, acum o iau și pe ea. Bă, dar ai zis că nu prea faci treabă, s-o mai hârni și tot să acum, da. S-o mai dat după tine. Îmi place, se dă pe brazdă. S-a zis că se dă pe brazdă. Acum, se acomodează și cu lumea. Se acomodează. Acum, ea. Mai greu la început, numai. Până la început e mai greu o țâră, dar na, se dă pe brazdă. Acum nu mai am treabă cu ea. Tu nu trebuie să dai pe brazdă, că tu ai bărbat. Eu sunt... Eu... Dar l-ai cu jocul tău, băi, unde acolo? Nu. Cui? Nu e al meu. E de acasă, l-am pus acolo, a fost în ploaie, l-am pus să uște el. E ud. Nu s-a uscat? Nu s-a uscat. Îl puneai pe tine să vedem cum stă cu jocul. Nu s-a uscat. Dacă eu lasă. E ud. E bun atunci. Băi, Ion, hai noroc. Noroc. Să ne fie de bine. Trebuie să mă sumă eu câteva, că l-am numai 4 acum. Să-ți iau de aici, la bici, mă întorc și mă aduc. Eu care nu beau bere niciodată. Bă, cu Ion n-ai cum să nu beau bere, frate. Păi trebuie să bem câte o bere, ca ne înveselim ca băieții. Nu? Păi da. Se pare corect, mă, trece timpul altfel. Păi trece timpul altfel, păi da.
De vă rog, culiță, nu ți dor. Băi, dar pe unde mai ies? Nu mai vin pe la tine. Nu mai venit. E acasă, e la acum. Că vezi, e pandemie și e frică să mai ias. Acum o să treacă corona asta, pe urmă, va veni și el. Va veni, da. Yeah. Bă, dar ți-ai uitat telefonul la mine, mașina data trecută. Yeah. Trebuie să ți-l aduc. Yeah. Unii au căzut din buzunar când m-am dat jos, acolo în ser, no. Ai altul, ia. Păi... Dă numărul al tău, nu mai am. Scrie numărul meu. Nu mai am. Scrie, dă să ți-l bag eu. Ia. Stai așa. Mi-a luat cartelă. Eu am vrut să te sun și când a sunat, a sunat telefonul la mine, mașină. E, când m-am dat jos atunci în Sebeș, ne-au căzut din buzunar, pe banchet. Și când ți-ai dat seama că ți-au căzut? Când am ajuns eu la Cârbova. Că nu mai am telefonul ăla. E bun. Când m-am dus până la București, la capital, ne-am luat o cartelă cu mine. Am băgat pe ăsta la... Uite, înseamnă două telefon. Deci, ca să înțelegeți, Ion e cam... e consumator de telefoane. Consumă cam 10 telefoane pe lună. Yeah. Pentru că el când o mai face lată, știți voi, îl pierde tot timpul. No. Dar trebuie să le aduc și pe ăla la altă. Yeah. Când îl pierzi pe ăsta, le iară pe ăla. Păi eu, o leau invian. Așa. Păi da. Bă, deci mă bucur că e treaba bună cu Simona. Da. Acum s-o pus pe brazdă. S-o pus pe brazdă? Ia, yeah, acum nu mai am treabă. S-o pus pe brazdă la plajă? Sau? Yeah. Bun, atunci. Cum să mă trec cu telefon? Eu mă. Stai așa. Adăugați la contact. Ar trebui. Păi chiar eu nu porți mască, n-ai treabă cu asta. Nu am treabă. Cred că e de chiloți are. Băi da, mi-a întrebat mască, eu n-am coronavirus. N-ai, a? Nu. Bierea, rachiu, vinul, asta e... Asta e antidotul. Păi da. Dar nu vrei mască? Nu, deloc. Nu vrei? Nu, mie nu-mi trebuie. Ia stai să-mi dau un apel de patru să văd. Ia. Deci nu crezi cu ia corona. Ia poartă și tu mască, mă, să ne... Nu îi trebuie mă lui mască. Lasă, nu trebuie mie mască. Am și-o mâstră. Ia pune-mă să vedem cum stă, mă. Să vedem cum acum stă. Nu pune, mă, că lui nu-i trebuie, că-i sănătos. Da, o naibă de... Mai bine pun o chiluță în bot decât să pun mască. Sună? Ia stai că nu sună. Ia. Așa, deci nu porți mască, nu ești cu corona. Nu, nu. Fac, când te pui așa te cuci. Când te pui, nu da. Când te pui. Nu, când te pui cu fața în jos, cu crașii în sus. Dar ce mă, n-o dormi bine? Bă, eu dormi foarte bine. Dormi cu blitul strâmb. Cum să nu? Ia? Nu, acum muierea doarme lângă mine. Drept sau? Mă ia la brață. Ai văzut? Păi da, când au văzut cadourile atunci. Auzi, dar când mergi acasă la Cârbova? Acum când... eu mă duc cu șef. Pe joi. Mă duc să mai fac un cadou și să-i duci, arunc cadou când mergi. Aie. Dacă ți-aduc ceva să-i duci. Pe joi mergi? Aie. Bună, atunci. Dacă merită, dacă nu merită... Merită, acum e să dă după braț. Să dă după braț, da. Nu mai e coaptă. Nu mai este ea. Stai cum o pui acum. Acum e. Da, ui, săptămâna asta a venit Văru Iancu. Așa. Vreți să-mi facă casă pentru mine? Să am casa mea? Așa. Văru Iancu, la Ion Șmecheru, vrea să vie cu toți, cu tot prietenii, să pui o mână de ajutor pentru Ion Șmecheru la Gârbova, acum. Să stea și cu Simona acolo. Și cu Simona, ia. Yeah. Și cu copilul, dacă... Cu copilul care acum când naște. Bă, dar dacă nu-i al tău, auzi, dacă nu-i al tău, îi ții în casă copilul. E, cum să nu? E făcut de mine. Bă, v-a spus că are suflet bun. E gravidă în 3 luni și eu numai de lună. Bă, dar n-ai zis că n-ai zis e, 4 luni. E, dar e copilul făcut de mine. Așa ochi căprui. Pentru ce mai ai făcut radiografie, să vezi? E, aha. I-am făcut mișcă în burtă. Mișcă, are 2. Doi de gemeni. Doi de gemeni. Să facem o casă cât de cât să... Să aibă unde sta doi de gemeni. Păi da, să aibă unii să stau și eu cu cochii. Se pare corect. Pe urmă, cu timpul vreau să fac, să fac vreo 5-6 copii. Bun, auzi aici, om harnic. 5-6 copii, o echipă de fotbal.
Vreau să fac. Păi și ne înscriem cu ea în campionat. Yeah. Să batem Steaua și Dinamo, să-i rupem. Da. Atunci de ăștia mici cu nasul scurt ca tine? Păi e așa, Nic. Și dacă ies copiii mari, mă? Nu, iasă copilul mare, ei nu contează. Îi duci la grădinița Ioane? Cum să nu? Îi duc, îi schimb, îi iau ani, iau de toate. Pă, da. Eu sunt descurcăreț. Da, știu. În lumea asta. Sunt arni, n-am treabă. Păi am de-aia te iubește lumea, că ești arni, că vezi de treabă. Păi da. Tot timpul vesel. Băi, vesel de... Acum vreau să plâng. Să-ți la casă. Păi, acum s-am casa mea. O să facem. Da. Nu facem acum vilă cu piscină, dar nu, facem o casă acolo. O casă acolo, unii să pot să, fie să stau, să fie a mea căsuța mea. Perfect. Perfect. Așa să fie face. Acolo. O țin și pe Simona acolo. O țin pe noi. Simona, păi dacă da. Dacă mai vrei, dacă nu, cu cine vrei să stai, că o să fie a ta. E, nu, e a mea. Muierea asta nu mai pleacă de lângă mine. Gata, nu. Am împăcat-o. Așa, mă. Acum, gata. Ce ți-am zis eu, cu o vorbă bună? Păi da, cu o vorbă bună. La timpul ei, acum se dă pe brazdă. Foarte bine, nu? Sunt fericit să aud asta. Da. Și sper să aud tot de bine, că de acum încolo o să ne vedem mai des. Că da, mai des. O să vin să facem, da, da. Să facem căsuța. Te oi, duci oi. La gârbova cu șeful. Așa. Vezi unii ți arată domnelul locul de casă. Acolo faci. Acolo. Acolo știe faci. El, nu? Știe, ori dinaintea căsă lângă Mitulucu. Lângă ori... Mitulucu? E. Yeah. Acolo am și fântână aproape. Uh-huh. Dacă nu, în spate, unii vrea șef. Păi așa, să putem trage și curent și apă. Și curent la... e. Fântâna e în curt. Tot. Bun, eu mă duc să văd da. Locul. Da, să planul, vedeți locul. Și de azi încolo dăm înainte cu dăm proiect. Înainte cu proiect. N-avem ce face. Mai bine așa. Mai bine așa. Trebuie așa. Să am căsuța mea în viață. Corect. Trebuie. Pare corect. Să facem și un tablou de la mare, să-l punem perete cu Ion Șmecher. Yeah. La intrare. Facem, la intrare. Facem, cum să nu, domnul Iancu? Lat, că facem ceva fain. Facem. Bine, Ion, atunci nu te mai țin, mă duc. Da. Să văd locul. Ceau, să vedem locul. Și ne apucăm să dăm drumul la treabă. Ne apucăm să dăm drumul la construire. Mă duc să mai cumpăr ceva, ți-aduc. Da, da. Și ne auzim zilele astea. Ne auzim zilele astea. Încheiem. Salută oamenii, transmite-le ceva. Ce să le transmit? Ui, domnul Iancu vrea să facă pentru Ion Șmecheru casă. În zilele astea dăm drumul o mână de ajutor. Bravo, dar nu mai de cază. În zilele tu că-i salut și că le mulțumesc să uită la tine. Vă mulțumesc. Ne mai auzim, fanii mei. Și zic că îi așteptăm când gătăm casă să facem petrecere de casă nouă. Petrecere de casă nouă. Facem. Să jucăm, facem un grătar acolo mare. Chemăm pe Vărul Culiță să cânte. Pe Vărul Culiță ori chemăm să încânti ceva acolo. Și numai bine. Și numai bine. Ne auzăm de bine. Sunt bucuros. Trăiască Ion Șmecheru, cel mai șmecher din România. Am plecat. Ceau. Eu. Ne vedem. Ne vedem. Hai că mă turn apoi să mă aduc ceva beri și ceva de la Bill. Ia. Și mai mă duc să văd. Da, da. Bine. Bine, Ion, tati. Ia și berea asta, da. Că eu nu beau. Beau tot. Vedeți. E bună asta sau iau de alta? Nu, e bună, e foarte bună. Bună? E bună. Foarte bună. Bun atunci. Vedeți locul ce? De casă. Îmi arată, Leluțu. E. Yeah. Vrei să mai cumpăr ceva de la magazin? Ce să mai iau ceva de ronțăit. Yeah. Ceva de ronțăit acolo. Hai că mă duc să iau, mă întorc. Yeah. Și după aia ne auzim. Vezi că la urmă, auzim. Vezi să mai pierzi telefonul. Nu, nu, te la că ne-l aduceți telefonul. Păi ți-l aduc când mă întorc. E? Yeah. Ți-l aduc, vezi să-l pierzi și pe ăsta. Nu, nu îl mai pierd. Îl mai pierd. Din buzunarul ăsta nu stând să mă duce așa ușor. Bine, era o căzut din buzunar că m-am dat din Save jos. Eu când am ajuns în casă, am ajuns în noaptea aia, m-a zis la Gârbova. Când... Ai fost la București noaptea aia? E. Yeah. Am fost. Am venit a doua zi. Nu s-a mai supărat, doamna. Nu s-a supărat. Acum iar săptămâna asta mă duc. Uh-huh. Săptămâna asta rămân tot aici. Uh-huh. Ce să fac? Trebuie... Bă, dar de tuns te-ai mai tuns cum ești? Nu, nu mă mai tuns. Să mergem la salon iar. Trebuie să mă duc la salon iar, mă vopsesc. Da. E? Da, asta e de când te vopsi Leana, blondul ăsta. Nu! Te-ai vopsit tu iară? Nu! Păi de atunci de când te vopsesc soră mea, nu? Yeah. De atunci. Aha. De atunci. Să merg, mă, să ne trebuie să mierim iară în zilele astea.
Dar acum acolo trebuie să te îngrijești că o să fii pe sticlă tot timpul. Acum ce să fac? Treabă, eu mă șmecherus. Toată țara asta mă cunoaște. Da. Pe unde mă duc, oriunde. Toți, dacă intru într-un bar sau în alimentare, toate fetele mor după mine. Așa e? Toate. Vin să facă poze cu tine. Vin, cum să nu? Și în Pitești, București. A intrat într-un magazin de ăla, a luat un kil de bere. Ah, și? 20 de muieri pe mine. Bă, lasă! Dacă vă spui... Ai văzut? Dacă vă spui, 20 de muieri. Eu a ieșit iute afară. Hai să facem poze, hai să facem poze. Nu mai poate, mă, eu cu pozele. Așa, Ioane. Acum, ce să fac? Trebuie. Trebuie să te obișnuiești acum cu viața păi asta. Păi da, cu viața asta. Și trebuie să te accepte și Simona, așa, păi, că de acum... Nu, acum e gata. Tine. E gata să dă pe lângă mine, nu mai pleacă acum. Nu mai. Deci te cunosc, ai fost la București, ori cunoscut oamenii. E, toți oamenii. Dacă eu sunt vedet în țara asta, trebuie să mă acomodez și eu cu ei. Cum te strigă? Eu un șmecher. Hai să facem o poză. Hai să facem. Păi da, ce să fac? Da, păi... Transmite-le ceva la toți aia care fac poză cu tine. Deci cu ei... Salut! Când ne întâlnim, bem câte o bere, salut fanii mei, Ioan șmecherul, ui că a venit Văru Iancu la mine. Acum sunt, vine tot timpul să mă găsească pe locul ăsta, să facem videoclipuri. Să punem țara la cale. Pe continentul Mercurea Sibiu, îs aici. Bine, Ior, mă ce duc. Mere, mai că vin înapoi să fac ceva. Vedeți cu șeful unii... Vorbesc eu cu da, el. Vorbesc cu... O să trească să mai vii și pe acolo, să vezi dacă îți place. Cum e, cum să nu, doar eu viu la Gârbova. Eu acolo stau. Acolo stai. Acolo stau, păi acolo să facem casă. Acolo, până după Sfântul Ion. Trăiască Ion, 1000 de ani. Bine. Hai, vin înapoi să-ți aduc. Da, bine. V-a pupat fetelul! Nu mai are nevoie de nicio prezentare, eu șmecherul, sunt sigur că îl cunoașteți cu toții deja din vlogurile mele sau din vlogurile fratelui meu Culiță. Știți cu toții cine este Ion șmecherul și ce băiat extraordinar este el. Și când spun băiat extraordinar, mă refer la faptul că, în ciuda faptului, el se trage dintr-o familie mai modestă, cu mulți frați și cu o situație mai grea. El este un tip mereu cu zâmbetul pe buze, mereu vesel, mereu zâmbitor, mereu glumește și ați văzut că starea bună pe care o are el ne transmite și nouă de multe ori în videoclipurile pe care le fac eu cu el. Și de aceea merită toate laudele noastre și eu cred că este un exemplu pe care ar trebui să-l luăm cu toții în goana noastră după averi, după lucruri materiale, după bogății, să ne mai oprim și să ne bucurăm de viață și să zâmbim, cum face Ion. Pentru că în goana noastră, după toate aceste lucruri care credem noi că ne aduc fericirea, nu facem decât să uităm să trăim și să fim fericiți. De aceea spun eu că la acest capitol Ion este un exemplu foarte bun de urmat, pentru că așa ar trebui să fim și noi, să muncim cu zâmbetul pe buze, să fim fericiți, să trăim frumos, să ne facem viața bună. Și acestea fiind spuse, eu am dat drumul la un proiect, vreau să fac o casă lui Ion, și accept absolut orice fel de ajutor din orice parte. Am vorbit deja cu niște prieteni de-ai mei, suntem gata să ne apucăm de treabă, dar vreau să vă spun și vouă aici în mediul online, oricine vrea să contribuie cu o mână de ajutor, cu absolut orice ar ajuta la construirea acestei case, acceptăm orice fel de ajutor și cine vrea să-l ajute pe Ion cu absolut orice, să ia legătura cu mine în privat. Și eu o să vă dau exact adresa unde trebuie să veniți ca să îl găsiți pe Ion și să-i aduceți absolut ce vreți voi. Cine vrea să ni se alăture cu o mână de ajutor, cu, nu știu, poate dispune de niște materiale de construcții, poate dispune de absolut orice, oricât, oricum, acceptăm orice fel de ajutor în favoarea lui Ion șmecherul, pentru că vrem să facem această casă, să știm că are casa lui. Pentru că, după cum v-am spus, el se trage dintr-o familie cu mai mulți frați și cu o situație un pic mai grea. De aceea vrem să-i facem căsuța lui. O să vă las aici un număr de telefon la care pot fi căutat pentru a-l ajuta pe Ion toți cei care vor să-l ajutați. Și
în caz că nu răspund la acel număr de telefon, puteți să-mi scrieți pe Instagram în privat sau pe Facebook. Iar acolo o să vorbim, o să fac eu un grup, o să fim mai mulți și o să vă spun exact unde îl găsiți pe Ion Șmecheru, pentru că mulți mi-au scris deja despre el că vreți să veniți să faceți poze cu el, să îi aduceți ceva. E bine, de săptămâna viitoare dăm drumul la proiectul ăsta și o să-l găsiți mult mai ușor, o să vă spun exact unde și cum. Și acestea fiind spuse, ne puteți ura baftă la construit. Toți cei care vreți să vă alăturați nou în proiectul ăsta, vă așteptăm cu drag. Sau dacă vreți să trimiteți ceva pentru Ion, v-am spus, este primit orice fel de ajutor din partea voastră. Vă mulțumim și stați cu ochii pe noi, pentru că dăm drumul la treabă. Până data viitoare, vă pupăm!